Titus Jucov și trupa de actori de la Teatrul Licurici se întorceau de la un turneu din Turcia. În drum spre casă, starea de sănătate a artistului s-a înrăutățit. El a fost internat la Spitalul Raional din Cahul. Medicii au încercat să-i salveze viața timp de mai bine de 6 ore. Conform informațiilor preliminare, este vorba de o afecțiune acută a ficatului. Au fost preluate probele necesare, iar diagnosticul definitiv va fi stabilit mai devreme de o săptămână, două. Premierul Iurie Leancă a transmis condoleanțe familiei Jucov. În mesaj se menționează că moartea artistului este o pierdere imensă pentru arta teatrală și cultura națională. Primăria Chișinău a început ședința de astăzi cu un moment de reculegere în memoria lui Titus Jucov. Mulțumesc! Colegii de breaslă și prietenii sunt îndurerați de moartea subită a maestrului. E foarte crunt și neașteptat și dureroasă vestea cu domnul Titus. Era în plină forță de creație și ne așteptam, înțelegi, la noi performanță, nu la vestea asta. De fiecare dată zicea, teatrul de păpuși este o vitamină pentru copii. Dacă uneori există persoane care pot fi marionete, noi trebuie să facem în așa fel încât păpușile să devină personaje. A fost un om, un maestru, senin. Se deschidea, dacă îi dădea ceva întrebări, se deschidea absolut. Titus Jucov a debutat ca regizor la Teatrul Național de Stat Vasile Alexandrii din Bălți. După absolvirea facultății, a fost actor și regizor la Teatrul Republican de Păpuși, prim regizor, director artistic, iar din 1991 directorul instituției.